Păi spui șeful. Adică șeful, noi suntem sluga, el e șeful. Și în administrația publică locală trebuie să înțelegem odată că ei nu sunt șefii noștri. Ei sunt egal cu noi, noi îi plătim pe ei și trebuie să începem să ne respectăm. Noi respectăm actul de justiție pentru că își face treaba și soluționează favorabil sau nefavorabil, cum consideră justiția, oarbă fiind, dosarele domnului Vanghelie. Adică e inacceptabil de ani de zile să nu se întâmple nimic la omul ăsta. S-a tot povestit de niște membri marcați din diverse partide, inclusiv din PDL, că ar face, că ar drege, că... Dom'le, dar să vedem o finalitate. Că poporul ăsta deja nu mai crede nimic. Atâta timp cât vede că prosperă oameni politici plătiți din bani public, prosperă așa exponențial, adică, domnule, a plecat în Parlament cu o Dacia și s-a întors cu două Mercedes-uri. Păi stai bă, că tu ai avut salariul numai de benzină la Dacia ta. De unde dracu ai Mercedes-urile alea? Polițiști care au case. Au case și de vacanță, au vameși care, domne, când vezi că tu un vameș și încep ca să te minunezi de el. Și sunt de fapt bugetar. Și sunt bugetar, domne, nu mai înțeleg nimica. Și, dar toată lumea arată cu mâna spre medic. Păi, domne, să compară un medic care salvează vieți. Am văzut într-o zi la Mircea Badea, a comentat el un articol de un medic care a făcut o invenție în chirurgia mondială și a salvat 50.000 de vieți, care astăzi moare de foame. Și marele profesor Dan Gavriliu, care a fost și la noi aici în emisiune, care moare de foame, în toate tratatele și dicționarele mondiale în lume, există operația chirurgia Dan Gavriliu, care face un alt esofag după tăierea celui bolnav de cancer. El a inventat construirea unui alt esofag din intestin. Acest profesor care acum moare de foame. Dan Gavriliu și care a fost și la noi aici. Deci un om care salvează 50.000 de vieți moare de foame și un ei ca nimeni care are chipiu din banii statului, cu totul că am văzut un partid care făcea campanie electorală îmbrăcați în uniforme de generali. Păi uniforma de general... Nu merge cu politica. Nu are nicio legătură, adică nu poți să folosești... uniformă de general. Am înțeles că un preot candidează, s-a îmbrăcat frumos la costum. Cum dracu să te îmbraci în sutană pe afișe electorale? Dar oamenii ăștia s-au îmbrăcat în costume de generali și s-au afișat acolo candidați, de parcă ar fi candidați din partea Ministerului Apărării. Cu totul că se alege că ministerele astea n-au voie să facă politică nici în interiorul lor, n-au voie să folosească haina militară în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. A, vrei să candidezi? Îți iei o haină normală și e candidat. N-a nicio legătură instituția pe care o reprezinți. Dar la noi totul e pădos. Nu se sesizează nimeni. Dacă cumva îi sesizezi, ei deranjat. Și zicea la un moment dat un tata lui Indira Gandhi, Mahatma Gandhi, că când încep ca să intri să deranjezi, la început o să te înjure. Pe urmă o să râdă de tine, apoi te vor declara nebun, după aceea vor încerca să te compromită, că ai dat case, că ai făcut că nu știu ce, și într-un târziu vor face tot posibilul să te lichideze. Dacă scapi cu viață din toate astea, vei face lucruri mari pentru omenire. Asta spunea tata lui Indira Gandhi, fostul prim-ministru al Indiei, care n-a terminat-o foarte ușor. Eu acum am ajuns la etapa în care încearcă să mă compromită prin orice mijloace. Păi nu au cum să mă compromită pentru că eu am fost ca o carte deschisă tot timpul pentru cetățenii României. Viața mea chiar apare și aici într-un articol din Taifasuri, unde scrie, a reușit în afaceri, va reuși și în politică. O părere foarte bună care are o reporteră despre mine. Aici ai revistul ca și pe prima pagină și mijloc e viața mea de când m-am născut până am ieșit din armată, în care am explicat în cuvinte simple că am avut o copilărie foarte fericită, chiar în regimul ăla comunist. Eu nu am trăit în lipsuri, consideram că raiul e la bunica acasă și eram un om absolut normal. Și oamenii, pentru că nu au ce scobi în trecutul meu să găsească ceva, că am fost securist, turnător, cu totul că și asta e o prostie, domnule. Dacă ai făcut turnătorie pentru a-ți proteja statul, ești un erou, domnule, nu ești un criminal.
Pentru că pe vremea aia era tot felul de oameni care veneau prin țara asta să vadă una și alta. Și dacă tu prindeai un spion și te duceai la securitate, spune, domnule, vezi că ăsta are un aparat de fotografia, mai fotografiază probleme pe fabrică. Asta nu înseamnă că ai făcut turnătorie. Turnătorie era când luai un salar ca să-l tori pe vecinul. Da, da, că a ascultat Europa Liberă, că a spus nu știu ce cu Ceaușescu. Adică și totuși au trecut 20 de ani când trebuie, din punctul meu de vedere, și voi face un proiect de lege pe tema asta, de secretizarea tuturor dosarelor de securitate și făcute publice pe internet. Dom'le, vrei să vezi cine a fost Condurățeanu? Intri pe internet, l-ai văzut și cu asta basta. A fost turnător, foarte bine, eu vreau să-l votez pe Condurățeanu, că așa vreau eu. Da, și trebuie să fie totul transparent. Și pentru că oamenii ăștia n-au reușit să mă compromită niciun fel, vin cu minciuni și încep să mintă că eu cu primarul Negoiț am furat 30 de milioane de euro. L-am dat în judecată pe domnul președinte Marian Vanghelie și rămân consternat cum un partid atât de puternic și de mare ca PSD-ul nu și-au găsit un lider adevărat, un lider cu ștaif, cu studii, să spună, domnule, noi avem un președinte pe București, un tip aristocrat, gen Adrian Năstase. Și a reușit președintele PSD București să-l debarce pe Adrian Năstase. Genialitatea lui Adrian Năstase s-a rezumat la a-l da afară Marian Vanghelie. De asta îl și apreciez pe Marian Vanghelie cât a putut să fie de diabolic el în neștiința lui. El are, Marian Vanghelie are o legătură strânsă cu Ceaușescu. Amândoi erau cismari. Și Ceaușescu și Vanghelie au fost cinci mari. Studiile lui Marian Vanghelie au fost la un liceu de pantofari. El a și lucrat la un moment dat, dar a fost bun pe ceea ce a făcut, că a ajuns șef de secție. Adică el coordona 20 de oameni de acolo. Era geniu, un mic geniu și pe vremea aia. Dar de la a fi geniu la un atelier de cizmărie, la a deveni un geniu pe București să coordonezi munca de partid, a unui partid politic atât de mare cum e PSD-ul, domnule, e genial omul ăsta. Chiar e genial. Dar tot ce fac ei se bazează numai pe minciună. Și să mintă cu nonșalanță, nu știu cât poporul ăsta se mai rap de minciuna, pentru că la un moment dat s-au răzvrătit la Timișoara că au fost mințiți ani de zile. Ani de zile și n-am mai suportat. Acum cred că se vor răzvrăti în 30 noiembrie și o să treacă definitiv PSD-ul în istorie. Că nu se mai poate să trăim în minciună. PSD-ul a fost partidul care a devalizat țara asta. Asta e părerea mea sinceră și dacă eu greșesc, aștept să fiu dat în judecată ca să vin cu probe. Dar una dintre probe e legea care am prezentat într-o emisiune, prin lege au furat Petromul. Deci s-a imediat dat o lege. Imediat revenim după publicitate. Cu mare dragoste. Pentru cu mare dragoste. Că este una din cele mai grave lucruri care s-au întâmplat în zestrea firească a țării ăste. Da, imediat după publicitate. Revenim cu domnul președinte Prigoană, candidat al PDL-ului pentru deputăție și gândind să ajungă președintele Camerei Deputaților pentru mișcarea din loc a unor lucruri înțepenite grav. Domnul Prigoană, spuneți că ați avut mare ecou atunci când ați spus că în condițiile în care dumneavoastră veți conduce cea mai importantă cameră a Parlamentului, veți lupta ca să se reanalizeze măcar datorită unei virgule care ar deschide o portiță pentru reanalizarea contractului prin care s-a vândut și subsolul cu petrol și subsolul cu gaze, toate benzinăriile, rafinării și toate astea, adică Petrom. Da, eu am mai făcut referire la contractul cu Petromul. Ce n-am înțeles și nu înțeleg nici în momentul de față, cum poate să fie secret ceva ce s-a întâmplat pe bani publici. Deci s-a secretizat contractul cu Petromul, de ce să fie secret, n-am înțeles. Pentru că e vorba de bogăția României și România ne aparține nouă tuturor. Și ce ne aparține nouă, pe banii noștri, nu are voie să fie secret.
cum toate legile se publică pe internet, cred că și legea respectivă trebuie pusă pe internet. În momentul în care vom ajunge în Parlamentul României, în primul rând vreau ca să soluționăm într-un fel povestea cu Constituția. Că totul să încurcă de la